Nu vrem să ajungem la noi restricții, nu vrem să luăm nicio măsură care să afecteze viața oamenilor și care să aibă efecte negative asupra economiei. Asta depinde de creșterea numărului de români care respectă regulile de protecție sanitară. Este fundamental. Cu cât numărul celor care respectă regulile de protecție sanitară e mai mare și procentul crește, și am văzut că a crescut procentul celor care nu cred în bazaconile negaționiștilor și prostiile care sunt lansate de tot felul de ciudați și de tot felul de site-uri pirat. Odată cu creșterea numărului persoanelor care respectă aceste măsuri, riscul de răspândire scade. Scade riscul de răspândire chiar dacă am avut această perioadă, care nu ne-am dorit-o noi, ne-a fost impusă de Curtea Constituțională, de faptul că Parlamentul a tergiversat adoptarea legii timp de aproape 3 săptămâni. În perioada asta a existat într-adevăr o situație care nu ne-a permis să putem să ținem sub control epidemia din cauza faptului că am avut aproape 5.000 de persoane diagnosticate pozitiv pentru care n-am putut să dispunem nicio măsură. Peste 1.000 de oameni ieșiți din spitale, peste 3.700 diagnosticați pozitiv pentru care nu s-a putut dispune nicio măsură. Luăm toate măsurile, am accelerat adoptarea normativelor, actelor secundare pentru implementarea legii. De asemenea, dispunem toate măsurile administrative, continuăm campania de informare publică, am intensificat la maximum posibil, tragem de toate instituțiile de control la maximum ca să fie prezente peste tot, să asigure respectarea regulilor și pe cei care nu respectă regulile să-i amendeze politicos.